evaluare dacă vrei să cumperi și un testul de față. Farisei pun întrebarea aceasta, ce putere faci tu aceste lucruri? Este o întrebare care comporta sau necesita un răspuns din partea Domnului Hristos, dar este o întrebare a unui om cu limitele sale față de infinitul creației lui Dumnezeu. Oamenii de știință spun că atunci când vorbim de fizica cuantică și de interacțiune atomică și a comorântul lucrurilor, intri într-o sferă în care ești compedepăcit. Nu poți să explici ce este dincolo de interacțiunea aceasta a particulelor momentale, cum le numesc oamenii de știință, ce este dincolo de puterea care ține tot Universul la un altul. Și Dumnezeul creației este acela care a făcut toate lucrurile din puterea sa. Despre Domnul Hristos se spune că toate au fost făcute prin El și pentru El. Dar a fi vorba să ne referim la puterea Domnului Hristos în creație, dincolo de aplicabilitatea, dincolo de aplicabilitatea acestui verset la autoritatea comunitatea Domnului Hristos, rămâne uimit de ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu în creație. Duminica seara, practic, tineri citesc deseori textul din Isaia 40, puterea lui Dumnezeu. Este ceva compleșitor să vezi că Dumnezeu, Creator și puterea Lui, manifestate în creație infinită. Puterea Lui Hristos pe Pământ își comporta o putere spirituală deosebită. Era o manifestare parțială a puterii sale, pe alt plan, o putere care s-a manifestat de o dimensiune inimaginabilă în creație. Este asemenea lui Pilat, care întreabă Domnul Hristos, de unde ești tu? Și Domnul Hristos, ce vrea să-i spune Pilat? Putea Pilat să înțeleagă vinovarea lui, limitată. De unde vrea Domnul Hristos? Din ce lume, din ce splendor, din ce galaxii, putea Pilat să înțeleagă. Și pun aceștia farisei întrebarea, ce putere face aceste lucruri? Putea oare să înțeleagă acești farisei, vrea Domnului Hristos manifestat în creație, deși se referau la lucrarea cu viața Domnului Hristos. Vrem să înțeleagă ce înseamnă Universul creat în puterea lui Dumnezeu și se ține din puterea lui Dumnezeu de roșalita umană. Omul, omul care pune întrebări, eu, 38, este Dumnezeu care te-am pe om și spune cine este cel ce nu pune planurile prin cuvântări, fără pricepere, în ce gen cu Domnul m-am invitat ca eu să te întreb și tu să mă înveți. Incredibil, unde ai tu că nu trebuia Pământul? Spune dacă ai zice, părinte, deja un comunități în care nu te vezi nici măcar o mică, nici măcar de genes, de neonulitate. Când te uiți în Universul creației lui Dumnezeu, un univers creat prin înțelepciunea lumea Domnului Hristos, și vezi că om care nu te vezi și spune, omul, tu mă iubi eu acolo, unde trebuie pe Dumnezeu? O să nu trebuie pe Dumnezeu, de ce îmi dă rău, de ce a făcut așa, de ce s-a comportat așa și vedeți ce va răspunde Dumnezeu. Întrebuie și spune, răspunde dacă ai zicea. Răspunde și întrebările continuă și acest capitol 38 din Domnul Citesc este vast. Este o monută din toată operă de ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu în creație, o putere care Domnul Hristos a fost participant direct, activ, în acest act. Vedeți de asemenea, că acest aspect de ce putere face aceste lucruri, Domnul Hristos și Iubire, ca și când a primit momentul acesta, El a rămas Dumnezeu. Umanitatea și divinitatea sa au fost o singură persoană, dar El a rămas Dumnezeu și om într-o singură ființă. Se pune întrebarea în ce măsură atributele lui Dumnezeu, ale Domnului Hristos, au fost păstrate. Evident că Domnul Hristos și-a păstrat atributele sale dumnezeiești. Iar Domnul Hristos, deși s-a dezvăluit de slava care o avea la Tatăl, Domnul Hristos și-a păstrat atributele sale divine pentru că altfel nu avea fost Dumnezeu pe pământ și omul în același timp. Și întrebarea care s-ar pune direct este aceasta, în calitatea sa de om și Dumnezeu, de ființă divină umană, Domnul Hristos, unde a oricând să apeleze la atributele sale divine pentru a face diferite lucrări, pentru slava lui Dumnezeu, dar Domnul Hristos a acceptat să trăiască ca noi și să fie în acea subordonare, în acea ascultare, cu o egală cu Tatăl în viața sa de pământ.
Spunând că acesta adică Domnul Hristos putea să spună, fac aceste lucrări prin puterea lui Dumnezeu. Și spunea Domnul Hristos în Luca, dar dacă fac aceste lucruri cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit înapoi. Putea Domnul Hristos să spună, eu fac aceste lucruri prin puterea mea proprie pe care o avea. Dar este o întrebare dificilă. Ce este că Domnul Hristos spune în urmea de la asta? Spune Domnul Hristos acolo, și-a invitat copii și-a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Era libertatea sa, puterea sa, de a face lucrarea aceasta de înviere și Domnul Hristos nu a apelat la atributele sale divine, ci a apelat la acea dependență de Tatăl, la ascultare de Tatăl, ca Tatăl să desfășoare prin puterea sa acele lucrări. Iată Domnul Hristos plecată, lucrările pe care le face sunt ale sale. Domnul Hristos se identifica cu lucrările sale, erau lucrările lui Dumnezeu, desfășurate de Dumnezeu din Domnul Hristos. Este un teren extrem de sensibil și de multe ori este de dificil de bătut. Cred este că Domnul Hristos a ascultat de Tatăl, Domnul Hristos a făcut tot ce a făcut prin puterea lui Dumnezeu, El și-a păstrat atributele divine, dar nu a făcut apel la acestea, pentru că era tot creata om de Domnul, asemenea Domnul dar fără păcat, și în ascultare Tatălui a făcut toate aceste lucrări. Am să putem la acesta, pentru ce putere face aceste lucruri, era evident puterea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu desfășura cu Domnul Hristos, acesta ascultând în mod deplin de Tatăl în tot ceea ce făcea. De altă parte, se pune întrebarea aceasta, pentru că astăzi sunt lucrări pe teren creștinismul, să spun așa, care se fac o putere ocultă. Sunt un predicator care găsesc Evanghelia și apelată la această putere psihologică, la acea putere sentimentală. Îi duc la audiență, prin Domnul Vocii, prin linia melodică, prin ambient, prin lumină, o stare de labilitate psihologică și omul acela este chemat la Evanghelie la care nu răspunde inima și sentimentele sale. Și întrebarea este, cum spuneam prin mai devreme, cu ce putere facilita lui Dumnezeu? Nu este lucru să găsește Evanghelia, nu este să, totul să găsești Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, dincolo de Cuvânt, îi se puterea lui Dumnezeu. Dacă cumva că spune lucruri pe cineva de Dumnezeu, dar cumva puterea prin Hristos să fie făcută, puterea crucii să fie făcută în David. Moise a dus la lui Faraon, Moise spune, Doamne, vorba mea încurcată. Și Dumnezeu le-a spus că Israel cu puterea sa. De aceea este un lucru foarte sensibil, pentru că orice evanghelizări în care puterea retoricii face o aparentă convertire. Și acea putere de retorică, psihologică, de manipulare a omului, poate să ducă la o falsă convertire. Și este precum casa dintre preții și la prima încercare, prima problemă în viață, încep întrebări de doamne, dar de ce, de ce, de ce? Și omul, mică, da. A fost o casă fără de mine. A fost o aparență, o formă, dar la un fond. Cu ce putere face aceste lucruri? Cred că o lume care poate diferenția între puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, cu puterea celorlalți. Este incredibil lucrul acesta. Sunt lucrări făcute pe terenul al lui cu puterea celorlalți. Este incredibil. Și Domnul Hristos ne teamă la niște lucruri, ne teamă la acea diferențiere a Duhurilor prin puterea Duhului Sfânt, ce se poate face lucrul acesta prin puterea lui Dumnezeu. Cu ce putere face aceste lucruri? Orice lucrare care se face în prezentul adunării, vizează slava Domnului Hristos și unitatea Bisericii. Tot ce făcea Domnul Hristos, îl glorifica pe Tatăl. Îl prostădea pe Tatăl. Când Domnul Hristos se ridica la Mare, Tatăl prostădea să se de tău, l-a prostădit și îl voi mai prostădui. Este proba prin care nu se va lua o lucrare, dar acea lucrare prostădește pe Tatăl, prostădește pe Domnul Hristos, și de asemenea lucrează unitatea, identificarea credincioșilor. Altfel, este o putere, este o lucrare făcută, cu putere care, cu putere care nu este făcută de Evanghelie, chiar o lucrie, o lucrie ocultă. Cuvântul spune, cine ți-a dat puterea aceasta ca să-l faci? Oamenii aceștia primeau o întrebare și, desigur, că din urmață cu întrebări, însă, la un moment dat, întrebările acestea, foarte multe întrebări n-ar exista, nici nu s-ar pune, dacă problema de contarinii a fi rezolvat. Aceasta este problema. Eu spunea, avea și întrebări și zice, Doamne, despre problema de locuri în țară, chiar nu știu,
nu și din timp la lucrurile la până, dar unde acum că Părăința lui Dumnezeu are problemele personale, problemele de redacție, problemele de cultură, bine stabilite, nu de noi mai există. Domnul Hristos concentrează problema de tot asupra individului, pentru că nu are credință în nu era vorba de Domnul Hristos, de care să era o necredință permanentă a ideilor, a ideilor, față de mesajii lui Dumnezeu, fără să fie și printre ideilor. Domnul Dumnezeu spunea, nu era el cel care am privilegizat, ci era o constantă împotrivire a corpului meu, față de privișii lui Dumnezeu, față de toți care aceștia erau în cea ori. Și înainte să primești o răspuns la o întrebare, înainte să te rămânești noi, că Dumnezeu este un activ. Răbunul dumneavoastră, dacă aceasta este pusă la punct și Dumnezeu pune acolo dragoste, pune smerenie, pune cuvânt, pune tonul, multe lucruri nu ar exista. Nu ar exista. Pentru că Dumnezeu ne rămânește deja pusul, ca oameni din urmă să ne rămână, este foarte normal. Contează să le pune pentru slavă lui Dumnezeu, contează să le pune pentru pentru bine în bisericii și pentru că în final Dumnezeu să fie glorificat, pentru pune și o întrebare. Și Domnul Hristos îi spune că pentru că era evident în ceea ce ziceam de voia, dar nu era de evanghelie și pentru că mâinile și altfel vă duce unde nu e bun. Și l-a înțeles, tu ce? Moartea asta se întrebează pe Domnul de Domnul Hristos. L-a uitat de nici Domnul Hristos de Domnul Hristos. Pentru că vedem Domnul Hristos, pe toate și vedem Ioan. Și zice, Doamne, dar cu acesta ce faci? O vreme și Domnul îi spune, ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Dacă eu vreau ca el să rămână, până voi cu mine, ce s-a făcut? Ce s-a făcut? În lumea asta, ce s-a făcut? Ce s-a făcut? În viață, nu te-am întrebat de când răspuns. Doar că am dat. A pus în dat în întrebarea acesta adevăr, dar adevărul era în fața lui, în fața lui. Și Domnul îi spune, nu era niciun răspuns. În care zicea, atât de vechiul acesta, că atunci când Domnul Hristos nu a nici răspuns, Domnul Iisus care n-a părat, nu a nici care cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă că au și spune, nu era o dumneavoastră și bună din punct de vedere Domnul Hristos, că era închiat, să le oferă că nu a nici care cuvântul lui Dumnezeu. Deci era primul și ultimul urmă din istorie de Domnul Hristos, și se arăba și oia. Dar să ne-am nici așa și ca încredul. Și anume, când ne întrebarea, poate face ceva. Domnul Iisus spune, ce îți fac să ții? Tu, Iisus. Nu vreau să vedeți, Iisus este identic. În viața noastră, prea multe întrebări sunt legate de propriile persoane. Când dumneavoastră, problemele, dar de multe întrebări de întrebări personale, Doamne, cum sunt de mai dat? Doamne, care este starea mea spirituală de dat? Doamne, cum am fost eu astăzi de dat? Doamne, ce nivel am de dat? Doamne, cât de mult de presiune de dat? Întrebări, dar persoana, uite. Noi, în general, suntem preocupați de întrebări la persoana a treia. Doamne, acesta, ce e cu el? Și Domnul spune, ce stați ție? Tu bine, Domnule, nu înseamnă ignoranță, nu înseamnă indiferență față de ceea ce este în jur, sub nicio formă așa ceva, și înseamnă să înțelegem limitele noastre, preocupările noastre și responsabilitatea noastră. Și anume, relația mea cu Dumnezeu, preocuparea mea de inimă față de relații, dar în același timp să înțeleg limita întrebărilor mea. Și Domnul spune, tu bine, Domnule. În momentul în care relația mea cu Domnul de credință la punct se reglementează întrebările care apar. Asta este problema. Vedeți, este normal să punem întrebări, cum ți-a spus, dar natura întrebărilor plătează de ce este din nou. Natura întrebărilor plătează maturitatea omului și preocupările omului. Pentru că întrebările care se pun, totdeauna care sunt din partea Domnului, privită, bună, îndiorează, bântuie. Când Domnul răspunde la o întrebare și când Dumnezeu se pune o întrebare inspirată, spre zidire, întrebarea aceea găsește un răspuns spre zidirea Bisericii Părintele. Și cuvântul Domnului spune acest lucru, Dumnezeu ne-a uitat, tu bine, Domnul. Când dumneavoastră, pentru că ați spus, Doamne, nu răspuns bine, dă de multe ori ca oameni, avem această de multe normalitate personală, Doamne, vreau să-mi răspuns bine, sau toată poate nu răspunde. Dar de ce nu ne-a răspuns la întrebarea aceea? Nu știu cum ce s-a făcut. Prea multe întrebări pe multe sunt cu Domnul și nu sunt necesare. Repet, dacă dată de inimă cu Domnul la fine de dreptată, multe întrebări, majoritatea nu va mai exista. Pentru că inima noastră, când o este Duhul lui Dumnezeu, a răstărit întrebări de dreptate, întrebări spre creștere, întrebări spre dreptate. Pentru că spunea odată la radio, eu era întrebat, tot este cum e cu Domnul, cu Domnul Hristos, când a făcut și a văzut Evanghelia,
ce l-au ceva de vreți de la 9 și nu critici de tot felul de astea. Și date dificile și critici de la urmă, dar de ce nu e mai întâlnire? Nu doar cum să fie spiritual. Cum să mă bucur în Domnul? Cum să fiu acum din biserică? Cum să mă bucur cu frații? Cum să-i ajut pe frații? Unde sunt întrebările astea? Și când a dus un este, am un pic de scriptura și de multe ori, inteligentul este pe lecții noase, pe care nu reușește să le ducă, nu se mănânce ceea ce este clar, evident, disponibil. Lucrul acesta ar fi lui, pentru că își alegă aceasta este ideea ca religioasă. Pune pe tot. Este frumos să audă pe tot. În ce lucru le pui, în ce scop le pui, în ce relație cu Domnul le pui. Și finalitatea unei întrebări soluționate în biserică va duce întotdeauna cu mine, pace, unitate și glorificarea Domnului Hristos. Cu ce putere face aceste lucruri? Pe cum este întrebarea ca frații. Dumnezeu lucrează în noi numai cu puterea Hristos. Și revenim în acesta, pentru că Dumnezeu nu poate lucra schimbarea unui om, dar cu persoasiune, prin felul care încerc să convingi eu. Nu se poate să auzi predici toată viața. Și să rămâne așa cum toată viața. Este extrem de posibil și viața nu lucrează asta. Pentru că ceea ce schimbă viața unui om este autoritatea din Dumnezeu. Este acea inimă care se pleacă la inima Dumnezeu, nu este lucrat. Dar de care are nicio competență să schimbe de cineva. Este numai cuvântul lui Dumnezeu care schimbă. Și de aceea, dacă Dumnezeu poate lucra ceva în viața lui om, este numai prin puterea Cristo. Este numai prin puterea acelui cuvânt pe care îl luăm ca pentru noi și care lucrează în noi în caracterul Domnului Hristos. Pot să spun că, în general, este aspectul acesta, întrebările multe, cum o trebuie, întrebările multe, nu dă nicio de greu. Dar întrebările multe, în general, se simplifică substanțial cum Dumnezeu învățăță viața noastră, cum dragostea de față învățăță viața noastră, apoi nu se schimbă. Și Domnul Hristos se întreabă despre prea învățătorul. Nu trebuie să vină la mea de la oameni sau de la Dumnezeu. Nu am întrebat sigur. Ei vreau să afle pe lucrurile cerești, care îi depășeau, primise în răspuns, cum s-a spus, dar cum trebuie răspunsul cu contare, că întrebați de lucrare cu ocazia respectivă, cu buna motiva lucrurilor, sunt atât ca unii farisei. Nu trebuie de primire la comunicare, se știa practică chiar de Hristos. Și deși Domnul Hristos le-a răspuns, a răspuns acele întrebări, ei tot de dumeniță. Spun acest lucru pentru că Dumnezeu spune în locul dat a unui Domnul și el de două ori. În viața noastră nu se întâmplă la asta, au zis de multe ori același lucru și să nu înțelegem niciodată. Că puteți spune, Doamne, ai vorbit odată de două ori. Am înțeles cu mintea, dar am înțeles mai ales cu inima. Pentru că e foarte încerc să înțelegem un concept biblic cu mintea, să mi se pară un lucru nou și interesant, dar acel concept în schimbă inima noastră, beneficiul de viață nu se poate. Și deși Domnul Hristos a răspuns de repede întrebările lor, poate beneficia tot de dumneavoastră fost. Pentru că iau problemă cu credința de cont, pentru că ei dacă se vreau pe Ioan, ar fi botezul de ce vreau să accepte mărturia lui Dumnezeu de Domnul Hristos. Iar Ioan spunea foarte clar în mărturie de unul, prelegut să vedeți de vedere de la Dumnezeu. Dumnezeu se răcite ca tot ceea ce face, ne pune întrebarea, Doamne, cu ce putere fac eu în acesta? Este din puterea aceea inimă-mântești, care nu răspărește nimic bun, s-a disemnat din puterea Duhului tău, din puterea dragostei tale, din puterea Duhului tău, pentru că numai acea o vârșie a puterii aduce de Dumnezeu. Amin.